Da. Elena, bună ziua! Salut, salut! Bună ziua și la mulți ani! Mulțumim frumos! Ce ești frumoasă azi! Sărbătorești? Mulțumim! Când o să vină soțul, cred că, nu cred că, dar îmi faci ceva. Dragă Elena, să știi că... Frumoasă! E frig la voi, da? La Sicilia încă e cald, după cum vezi, eu sunt mânică scurtă. Draga mea Elena, anul trecut ți-am făcut surpriză și știi că anul ăsta tot cineva a apelat la mine. Să te uimesc din nou. Mai ales că anul acesta face o vârstă rotundă, 30 de anișori. Da? 30 de bujori adunați acolo la buchețelul vieții. Uite, eu înregistrez momentul. Și mai întâi de toate, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani. Elena să trăiască, mulți ani să ne trăiască, la așa cu un pic de nostalgie sau ești emoționată? Dar nu m-am așteptat. Eu am crezut că poate mă suni așa ca să mă felicit că ai văzut pe Facebook, e ziua mea. Păi te felicit? Dacă... Felicitări este și din partea mea. Mă alătur și eu la mesaj, dar am scris o poezie. Am fost surprins plăcut că n-am știut că cineva s-a gândit la mine ca să mă felicite. Ai văzut? Ce frumos! Și totuși cineva s-a gândit și din versuri o să-ți dai seama cine. Ok? Ok. Azi pășesc frunze aurii și număr toamnele trecute, ce au fost vis la timpul lor și s-au trecut în amintiri. Griji, nesom și bucurii și lacrimile pierdute, mă regăsesc în ochii tăi și ne înțelegem din priviri. Destinul meu n-a fost ușor. Am trecut prin multe în viață. De am căzut, m-am ridicat, puternică ca niciodată. Tu și sora ta, Irina, îmi sunteți doza de dulceață. Pe lângă tot amarul strâns, eu v-am fost mamă, v-am fost tată. De mic ai fost năzbâtioasă, cu sora des v-ați înghimpat. Uneori vă luați la harță, când nu împărțeați câte ceva. Când ai împins-o în bicicletă, ce bătaie ai mai luat? Sau când ai scăpat-o din brațe și nesucul i s-a umflat? Nu-ți plăcea să mergi la școală? Doamne, când îmi amintesc, când bucătar te-ai dus să înveți, la școala profesională, ai înțeles că cunoștințele peste tot îți trebuiesc. Doar studiind poți face în viață o schimbare radicală. Numai mama știe cum orice greșeală voastră iartă. Numai mama știe cum se roagă pentru a voastră soartă. Numai mama știe cum ascunde grijile în gând. Numai mama știe cum se sacrifică oricând. Azi fetele mele sunt mari, sunt fericită că vă am, că mi-ați umplut brațele moi cu zâmbete de nepoței. Vreau să aveți parte măcar voi de ceea ce eu îmi doream, să nu cunoașteți cât de tare arde-l dorului scântei. Dragă Lenuța, scumpa mea, toamna aceasta e mai frumoasă, căci azi 30 septembrie, 30 de ani, mami, împlinești. Îți doresc zile cu soare și cu liniște în casă, să fii iubită, respectată și nepoței să micrești. Mulți ani frumoși și sănătoși pentru tine, fata mea. Poezie ce ți-am scris e darul meu,
de ziua ta. La mulți ani, dragă Lenuță! Felicitarea vine din partea mamei tale, Ana, și din partea surioarei, Irina. Îmi dați seama de la bun început. Până a ști mesajul de felicitare, mi-am dat seama că nu mi-i poate să facă așa ceva. Mămică ta, a doua oară te-a uimit prin intermediul meu, vezi? Da. Le mulțumesc foarte frumos din suflet pentru această felicitare minunată. Îmi pare rău că astăzi de ziua mea, la vârsta de frumoasă de 30 de ani, nu putem să fim alături. Nici cu mama, nici cu sora, da, pentru că ele sunt acasă, ai dreptate. Dar sărbătorim când ne întâlnim. Da. Bine că mamica cu duminică ajunge la Italia, nu este așa o mare diferență. Dragă Elena, vreau să-ți scriem. Poftim? Vreau să le mulțumesc frumos și vreau să o felicit și eu pe data de 2 octombrie. Ești o zi. Împlinești și vârsta frumoasă de 59 de ani. Ei, lasă, nu-ți felicită din timp, așa se spune. Lasă pe data de 2 felicit tu. Eu vreau acum să-ți cânt, dragă Elena. Lasă-te. Sunt copilașul lângă tine, da? Ia-mi brață dacă vezi că o să audă muzică și o să liniștească precis. Am o melodie frumoasă pe care m-a rugat mămica ta să ți-o cânt. Fetele mele, sunteți două fete la mamă și numai ea știe, sărmană, câți sacrificii și cu cât greu v-a crescut. Astăzi sunteți și voi părinți și ea este foarte bucuroasă că i-ați dăruit nepoți. O melodie frumoasă pentru tine la mulți ani. Am avut în viața mea mai mulți zile grele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Am avut în viața mea mai mulți zile grele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinare și mi-alungă supărarea și le-aș da orice n-ar cere că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinare și mi-alungă supărarea și le-aș da orice n-ar cere că-s fetele mele. Se vede fetița ta mai mare acolo, da, Elena? Da. O fată și un băiat, bravo! Le-am crescut, le-am educat cu atâta dor și cu drag le-am ajutat să am ajutor. Le-am crescut, le-am educat cu atâta dor și cu drag le-am alintat să am ajutor. Să nu aibă niciodată lacrimi și viață întristată, să le fie bună soarta fetele lui mama. Să nu aibă niciodată lacrimi și viață întristată, să le fie bună soarta fetele lui mama. Irinuța și Lenuța, da? Năzbâtioasele mami. Dragă Elena, am un cadou muzical din partea surioarei tale, Irina. O piesă care am înțeles că îți place foarte mult. Două surori. Deci, în loc de cuvinte, am acest cântec pentru tine. Ok? La mulți ani încă o dată. Eram copile la părinți acasă și viața ne părea un joc prin flor. Azi ne vedem mai rar și tot mă pasă un dor de tine, soro amarnic dor. Eu am rămas aici, iar tu departe, plecat în lumea mare să trăiești. Îmi pare rău că nu avem frate, dar cea mai scumpă soră în lume ești. Suntem două inimi, suntem două surori, în grădina mamei două flori. Când am ceva pe suflet, cu tine vreau să vorbesc, să-mi par cu tine tot că-și te iubesc.
și mi-i dor. Ui să-i spun durerea și bucuria mea, numai ție, soreț, deschid eu inima. Na, 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 na. Cine se aude acolo? Năzbâtios cel micuț, așa? El în braț, el în braț lângă tine. Spune că vreau să-i... Da, nici de loc la ăsta, dai să-l iei, că el fuge. Și în final, draga mea, vin cu un buchet de crizanteme pentru tine, pentru că este o toamnă specială, toamna în care împlinești 30 de ani. Adună-i pe toți cu drag la buchetul vieții, mulți ani înainte, să fii fericită și te rog să zâmbești mai mult, pentru că ești mai frumoasă când zâmbești. Nu e o zi să nu mă apropii de o floare, nu e o zi să nu miros un trandafir. Orice petală e un strop de cer cu soare, o viață întreagă nu mi-ajunge să le adun. Florile dragostei atât sunt de frumoase, pun toate florile de pe acest pământ. Dar crizantemele îmi amintesc de casă și de aceea eu cu inima le cânt. Crizanteme, flori de dor, cu aromă dulce amară, în toamna lor e atâta primăvară. Crizanteme, flori târzii și mereu un băr, fără de ele ce m-aș face oare? Am venit cu un buchet de crizanteme din partea mamei și din partea surioarei tale, Elena. Da? Un buchet imaginar, dar care sper că îți încălzesc sufletul. La mulți ani, dragă! O floare poate alunga din ochi mâhnire, o floare poate al tău suflet încălzi. O floare poate alunga mereu mâhnirea, iar lumea fără flori ce triste ar mai fi. Eu le ador pe toate, tu o știi prea bine, că nu e floare să nu-mi placă pe pământ. Dar crizantemele îmi amintesc de tine și de aceea eu cu inima le simt. Crizanteme, flori de dor, cu aromă dulce amară, în toamna lor e atâta primăvară. Crizanteme, flori târzii și mereu împărtătoare, fără de ele ce m-aș face oare? Dragă Elena, tu ești crizantem împreună cu Irina, crizantemele mamei, și eu cred că ce s-aș face, sărmana mamă, fără voi? Chiar dacă uneori mă enervați, uneori mă supărați, uneori mă bucurați, da? Da, așa e viața, ce să facem. Așa e viața și niciodată în viața asta nu încetăm să învățăm. Corect? Da, numai decât. Sper că am reușit să-ți fac ziua mai frumoasă. Da, îți mulțumesc și să ia frumos din suflet pentru felicitare, pentru că nu e atât de ușor să gândești, ca să spui, ca să le pui toate cap la cap. Și Dumnezeu să te binecuvinteze, zi bun, și vă mulțumesc frumos, foarte, foarte frumos din surpriză plăcută. Să fii sănătoasă. Nu m-am așteptat. E mai bine așa, nu te-ai așteptat pentru că ți-am făcut anul trecut, dar ai văzut că destinul... Anul trecut mi-a făcut, dar zic că anul ăsta poate ceva altfel să primești. Dar uite că și anul acesta. Te îmbrățișez cu drag. Da, vin și la anul. Eu vin în tătanul, nu retrăi. Sănătoși să fim. Bun? Nu m-am pregătit în timp. La revedere și la mulți ani, dragă Elena. Da, vă mulțumesc foarte frumos.
O zi bună. Și celor de acasă le mulțumesc din suflet pentru că priza plăcută și iubesc foarte mult. Iubesc și cup și cuprind și mi dor de ei. Sunt sigură că și lor le dor de ei. Și dacă le-am spus vor de care au vrut, mă rog, mă iartă să mă iertă. Ce frumos! Îți doresc surprize frumoase în continuare astăzi și nu numai astăzi. În toată ziua. Bun? Da, la mulți ani. La fel, Rodica, te-am spart și o zi bună. La revedere!